Bună ziua tuturor! Astăzi vreau să vă prezint o carte. Este vorba despre personalitatea lui Carol I, scris de Ion Bulei și Stelian Țurlea. Este vorba despre un scenariu al filmului acestei personalități, regizat de regretatul regizor Sergiu Nicolaescu. Cartea presupune un scenariu al filmului și, după cum menționează autorii, există un Carol I al memoriei noastre și un Carol I al istoriilor reale, și dacă există cele două imagini, nu se întrepătrund. Sunt întrebări la care încearcă să răspundă cartea de față, pentru că există un Carol al scenariului unui film cu care autorului se confundă, mutând imaginea din film pentru cea reală de la care inițial pleacă, dar pe care aparent o pierde mereu și adevăratele o regăsește mereu. Celălalt Carol al istoricului nu este diferit de primul, e doar mai cu picioarele pe pământ. Carol I este un destin pentru România, este un film istoric produs de Media Pro Pictures, în regia unui dintre cei mai mari cineaști români, Sergiu Nicolaescu. Această docudramă prezintă viața lui Carol I, regele care a pus bazele României moderne. Cartea a apărut la editura RAO International Publishing Company în anul 2009. Cei care sunt interesați de istoria României moderne și în special de Carol I sunt bineveniți să citească această carte. După cum aflăm chiar și în sumarul, în cuprinsul acestei cărți, veți afla despre Carol I, două chipuri suprapuse, Carol I și România lui, ce vedea Carol pe fereastra palatului, puteri de pe viață, o constituție prea înaintată, dincolo de bilanțuri, regulile și programul lui Carol I, pelerinaj la Sinaia, Sinaia la 1900, obiceiuri regale, Carol și Elizabeta, o poveste de dragoste, nu doar matrimonială, povestea amoroasă a princepului Ferdinand și a Elenei Văcărescu, ceremonialuri de curte regală, la Peleș cu invitații regelui de masă, infidelități princiare, dar și multe alte aspecte interesante din acea perioadă. Astfel, cei interesați de istoria României moderne și biografia lui Carol I, sunteți bineveniți la bibliotecă ca să consultați această carte. Cartea poate fi consultată doar în sala de lectură a bibliotecii noastre. Astfel, vă așteptăm la bibliotecă.